Bun găsit, dragii mei! 24 februarie 2022. Ne-au tot urmărit datele importante cumva în ultima perioadă. Suntem la mijlocul zilei, ora 12. Hai să ne oprim un pic, hai să vedem de noi, hai să vedem cum ne simțim acum. Ne-au tot urmărit datele importante, spun, și pare că lucrurile continuă cu date importante. Nu știu cum te simți tu astăzi, nu știu cât ești deconectat la lume, nu mă conectez și nu-ți vorbesc despre ce se întâmplă în lume, dar astăzi realmente nu găsesc alt subiect. Am un cuvânt care îmi sună de azi dimineață foarte intens în cap și acesta se numește pace. Acest cuvânt cumva mă cheamă și pe mine, îmi cheamă toată atenția mea într-o direcție în care nu-mi vine să cred că mă duc cu gândul. M-a sunat mama să-mi spună că a început războiul, m-a mai sunat cineva să-mi spună același lucru, am discutat asta cu soțul meu. 24 februarie nădăjduiesc să nu intre în istorie precum o zi care să, eu știu, să aducă o schimbare atât de mare încât să ne fie greu multora dintre noi. Căutând subiectul zilei, nu mi-a venit nimic în minte decât această intenție de a te îndemna și pe tine să zăbovești poate puțin cu gândul la ceea ce se întâmplă în momentul acesta în lume. Trăim destul de ignorant și o spun în primul rând despre mine. Poate că am simulat, unii spuneau că așa cum am simulat o pandemie, putem să simulăm și un război. Mă intrigă astfel de afirmații cumva. Tot timpul am spus că vremurile sunt construite de oameni și de felul în care noi trăim și atunci, la un moment dat, implicarea noastră într-un fel sau altul are sens și capătă sens. Nu putem să facem nimic ca să oprim un război, însă putem să avem gândul acesta ferm vis-a-vis de pacea pe care ne-o dorim în lume. Știi că uneori starea se însoțește de o anumită melodie pe care o fredonezi și o fredonezi în mintea ta. Nu știu dacă ți s-a întâmplat vreodată. Eu, la mine, starea se leagă de foarte multe ori și pot să mă gândesc la starea mea în legătură cu un cântec pe care îl fredonez. Și o să-ți arăt ce cântec mi-a venit în minte astăzi și l-am căutat pe net și o să închei această intervenție cu acest cântec care mi-a venit în minte. Oricum, e clar că dacă n-ai auzit, o să auzi, se va vorbi foarte mult despre acest război care pare să că s-a declanșat astăzi de dimineață la ora 5. Și oricum am vrea și cât de detașați am vrea să fim, exact așa cum poate am stat în timpul pandemiei sau poate că unii dintre noi am încercat sau chiar a fost un model de coping din punctul meu de vedere să negăm existența acestui virus. Da, nu sunt eu în măsură să-mi dau cu părerea. Ideea este că ce se va întâmpla cu siguranță este că în subconștientul nostru, în inconștientul nostru mai exact, se vor instala anumite emoții. Vom trăi o anxietate într-un fel sau altul. Lucrurile astea, chiar dacă vrem să le ignorăm, ele să știți că vor face parte din noi, chiar dacă nu vrem și nu conștient. În inconștient, ele vor fi parte din noi. Nu putem să trăim ignoranți când știm că oamenii mor în jurul nostru, chiar dacă la câteva zeci de mii de kilometri, dar se întâmplă asta. Nu putem să stăm într-o ignoranță mentală, emoțională și tocmai de asta cred că uneori atitudinea conștientă de a te pune într-o stare în care conștient îți generezi niște gânduri, este cel mai bună metodă să te adaptezi la aceste vremuri. Cred că vom trăi anxietate, cred că se va instala această anxietate, că vrem sau nu, și atunci, din capul locului, vreau să-ți spun că există, ce fac eu în ceea ce mă privește și te îndemn și pe tine, este să întâmpinăm această anxietate care vine cu două lucruri. Cu atenția asupra corpului nostru, pentru că anxietatea o vom simți în corp realmente, atenția asupra corpului nostru
și atenția asupra rugăciunii pe care putem să o inserăm. Și când spun rugăciune, mă gândesc pur și simplu la gândurile bune pe care le putem transmite mai departe. Mirabela ne ascultă de la Centrul de Transfuzie Sanguină din Timișoara. Îmi leg foarte... Da, este incredibil. Terapia prin muzică, cum spui și tu. Te felicit, Mirabela, pentru tot ce faci acolo și pentru faptul că faceți aceste campanii de donare de sânge și că oamenii se ajută și ne ajutăm. Și mi se pare extraordinar pentru fiecare dintre noi să încerce să facă ceva cu adevărat pentru semeni. Și când spun să facă ceva, uneori înseamnă și să te oprești din când în când și să spui un gând de putere ca să ne lumineze Dumnezeu mințile la toți, ca să ne dea putere să depășim obstacolele, nu doar noi, ci și cei de lângă noi. Nu e un live prin care vreau să fiu pesimistă sau sunt apăsată de ceea ce se întâmplă, dar nici nu pot să trec ignorantă vis-a-vis de aceste lucruri. Adică nu pot să nu mă gândesc că, eu știu, există un scut antirachetă foarte aproape de noi, că există în România. Nu pot să depășesc acest moment ascunzându-l undeva în spatele meu. Realmente simt că am nevoie să văd de corpul meu ca să fiu puternică din interior și să îmi controlez mintea, să controlez anxietatea și simt să trimit gânduri de pace. Știi, acesta este gândul pe care îl aveam. Felicitări, Mirabela, minunat! Felicitări tuturor celor care sunteți acum conectați, pentru că fiecare dintre voi căutați să faceți lucrurile bine, căutați să faceți lucrurile spre bine. Azi dimineață mă gândeam că, și că fredonez melodia în continuare, mă gândeam la un cântec pe care l-am auzit când eram mică și el se chema așa, Să fie pace în lume. Era cântat la Cenacul Flacăra. Am intrat pe internet și am dat Să fie pace în lume, Cenacul Flacăra, și am găsit un videoclip cu peste 40.000 de oameni de la Galați din anul 1983 care cântau în cor această melodie. Mă însoțește astăzi și vreau să asculți. Nu știu cum te simți tu ascultând aceste versuri. Pe mine realmente se ridică așa părul pe mână. Nu am prețuit niciodată acest îndemn să fie pace în lume. Astăzi îl simt altfel. Astăzi mă simt aproape de acest îndemn. Nu mi-am imaginat vreodată că o să trăim aceste vremuri de război la care ne-am uitat în cărțile de istorie, în imagini, în filme, în amintirile și poveștile celor de lângă noi. Eu să știi că rămân în continuare cu acest cântec, Să fie pace în lume, de-al minteri e în mintea mea și e modul prin care eu îmi pun gândul de rugăciune astăzi în acest context de viață și îl trimit mai departe în univers, îl trimit mai departe către, nu știu, să se conecteze cu toate gândurile oamenilor din ziua de azi și să ne dorim să trăim în pace. Eu cred că nu mi-am putut imagina până acum ce ar însemna să fie război. Din nou îmi vine să zic că am trăit atât de superficial și n-am prețuit atât de multe lucruri pe care le avem și pe care nu le-au avut niciodată generații și generații de oameni înaintea noastră. Din nou mă enervează superficialitatea, mă irită ignoranța a mea, despre mine vorbesc, și îmi dau seama că profunzimea lucrurilor, căutarea binelui este mult mai importante decât mărunțișurile cu care mi-ocup existența de foarte multe ori.
Gianina, ți s-a făcut pielea de găină cenacul flacăra, da, tu sigur ai fost acolo în vreun cenacul, eu n-am participat niciodată, dar mi-a povestit mama, mi-a povestit tata, căutați această Să fie pace în nume cenacul flacăra și o să vedeți că acest cântec este, habar n-am, este unul pe care îl veți trăi intens, cred că fiecare dintre voi astăzi. Acesta este cuvântul zilei, pace. Iar personal, cuvântul meu este ignoranță, superficialitate. Aș vrea să le dau la o parte și să îmi ocup timpul cu lucruri care au semnificație sau fac semnificație de aici înainte. Dragii mei, n-am vrut să vă întristez. Poate unii dintre voi nici nu știți că nu știu ce s-a întâmplat azi noapte, însă să știți că la nivel suntem atât de conectați. Noi, cum spunea Carl Gustav Jung, există un inconștient colectiv de care nu ne putem feri, în care suntem cu toții. Suntem cu toții într-o conectare pe care chiar dacă nu o conștientizăm, o simțim atunci când se întâmplă lucruri în lume. Dragii mei, să ne rugăm să fie pace în lume. Și să ne activăm acea putere de a trăi nu superficial și nu ignorant, prețuind tot ceea ce avem astăzi în lume și construind lumea mai bună, începând cu interiorul nostru. Vă îmbrățișez cu drag, să rămânem optimiști, atenți la noi și la ce se întâmplă în jurul nostru. Vă iubesc, să fie pace în lume.